Și cu ăsta strângem, cu șamanca strângem toate tablițele ce pică pe or și avem până acum 116. Targetul de 1K, acum să vedem câte reușim să facem. Nu cred că merge treaba asta. Hai să vedem. Deci dacă, bă, fiți atenți, stați așa, că am zis că vreau să deschid pietre, mă. Vreau să deschid pietre și să le pun pe shop. Investești prea mult pe și nu scoți profit. Hai să vedem dacă merge metoda lui Costi, mă. Bă, deci dacă merge metoda asta la tablițe. Așa. Bă, dar s-a umplut ăsta sau nu? Că aproape s-a umplut. Așa. Deci mai avem nevoie de două sloturi. Deci dacă merge chestia asta la tablițe. Dacă merge chestia asta la tablițe. Costi, ești super, super, super. Așa, bun. Hai să vedem. Nu cred, bă, merge, bă. Haide, pușca mea, farmăm tăblițe de rupem astăzi. Bă, uite, bă. O picată arcoțelit al ciorii, 13.000 de ceacrame cu 13.000. Nu cred, mă. Deci o picat cu medie identică, mă, ești nebun? O picat arc cu 13.000 de 1PC, 13.000 de 1PC și aici. Vezi să nu ai alta în inventar? Merge, merge, uite. O, păi super, așa, mă. Bă, ce super e schema, bă. Pică tăblițele, nu mai trebuie să le arunc eu. O, păi așa e chill, mă. E lejer tare la farmat, așa. Nu mai trebuie să le arunc eu. Se vând greu? Bă, stai seama că se vând greu, că nu toată lumea face pe locul de tăblițe acum. Dar e bine să ai să pui pe shop acolo tot timpul să fie pe piață niște iteme. Să fixe stripa totul ca ca tablita. ar trebui. Așa, uite că mai avem acolo încă 3. Am făcut 150, cred că. Tam, 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 tararara, tararara. Bun. 25, 27, 28, 29, 30. 33. 42. Dropa la tablițe permanent. Bă, tablițele le poți dropa doar în momentul în care ai biologul cu tablițe activat. Și dacă ai o tabliță în inventar, nu-ți mai pică încă una, gen, știi? Trebuie tot timpul să golești din inventar sau să ai inventarul plin să pice pe lângă. Pune un shop la 10 și una la 6. Ar fi ceva. Ar fi ceva, uite mă, 60 de fanioane deja. Bă, deci e super bun petul ăsta, Prada, mă, n-ai ce zice. Își merită banii super, super tare. Numai flori n-au picat, în rest. Bă, casetă de fier merită adunată? Ce pică bun din ea? Casetă și cutie de fier. Ar merita adunate alea pe ninja? Așa, uite că mai avem încă 3 tablițe. Excelent, luăm și asta. Carte pește, mânușă de pus sus. Și atunci să mai sacrific un set de licor ca să adun tablițe, ca să adun alea. Inelix pe de 3 ore. Pică inelix pe de 3 ore. Să adun și casetele, mă. Nu merită să pui mânușă sus. Hai să adun și casetele astea de fier, mă. Bă, dar întrebarea e, pică și casete și cutii sau numai casete? Că am zis că acum se stachează. Era bun omul site acolo? Unde? Pe ninja? Cred că lăsăm casetele să le adune dacă tot le facem. Am înțeles, se merită și casetele și cutiile. Deci merită adunate. Păi să le las atunci, știi? Să le las un loc în inventar. Ca să le adune ninja-lău. Uite, face 90.000 de XP pe mob. 3.5k pe hit, dar cred că o băgat. E de la atacul ăsta site damage așa mare. Bun, aici, uite mă că iară vrea să plece. S-a săturat și orul de bătut aici la cât i-am dat să bată la tablițe. Bun, și ăstea. Uite mă că e prea departe. Atât de departe. Ok. Tum, 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 tum.
Dar seama dacă aveam un pet de pradă de la început, de când l-am băgat în V4. Acum eram... aveam monopolul și pe casete și cutii de fier. Dar până mâine oare să lăsăm așa cu Robinul de pradă să bată oare? Măcar să mai scot din pârleala aia ce mi-a luat o medalia eroilor. Medalia ororilor, parcă. Mai bine zis. Adună tăblița, ia tăblița. Critici, pătrunderi, să mai bag. Atacuri, site, nu mai bag. Nu mai bag. Păcat că nu mi se deschide shop-ul. Să verificăm un pic shop-ul.
Ruby Kirin și lăsăm un mic tezaur românesc pe acest server. Facem 1000 de tablițe. 1000 de tablițe. Încă 11 subscriber, încă 11, încă 11 subscriber, boys. Știi de mea, păi 4 ce mi-e tine, așa? Încă 3. Încă 3. Încă 3. Vin pe Kirin la Schimera, aia zic mă. Ești ne vede pe Kirin, am auzit. Vreau să văd. Încă două tăblițe. Încă două, uite una. Și tăblița cu numărul 1000 este, stați așa să le adunăm pe acestea. Tăblița cu numărul 1000, salut Barosane, respect, salut Vali, mersi mult. Mamă, la când le vezi, patru ca bucata, 1001. Aia zic, mă. S-au făcut 1000 de tăblițe, mă. 1001 tăblițe. Hai că mai lăsăm orul să bată și mergem să vedem. Mamă, a murit. O și murit șamanca. Mergem, ducem ultima tăbliță la biolog. Stați așa, să le adunăm astea toate. Odată. Cumpără 1100 tăblițe repede. Aia zic. 39, 40, 1000, mă. Bă, 1000 de tăblițe, Tughi. Unde ați mai văzut asemenea content pe Meeting 2? Are aproape 1200, dar chiar cam aproape 1200. No, hai, vă aștept pe Kirin. Vă aștept pe Kirin, băi, să faceți și voi biologul. 1000 de tăblițe, Tughi, bă. Tugui. Ia stai. Cum zicea ăla? Stai așa. Rate pe 40 de ani. Doar de cât răbdare ai, fras. Bă, s-a fost un pic de răbdare. A tăbliță. Hai. Această tăbliță nu a fost, a fost ruptă. Hai cum ca crenci. Facem și un ca de crenci. Bă, din păcate, poate facem mâine, mă. Mâine seară poate farmăm. Da, deci o ieșuat tăblița. O ieșuat tăblița. Am crezut că mergem să farmăm și niște pietre din alea de biolog, dar se pare că nu. Îmi dă seturi? Mi-ar da seturi de cărți. Hai să mai pun aici niște însângerate. Hai să pun 10 însângerate. Și să facem shop-ul. Ganu pe YouTube. Ok. Asta punem la 2 ani. 1999. Deci le deschidem la eventul de... Iar se nu cred că se pune. Să testăm. 50kk argintiu ăsta. 50kk argintiu ăsta. Așa, ăsta un 1 și 999. Dar dă multe XP și Young, eu fac caractere 10 cu ele. Eu nu știu pentru ce să fac acum caractere nivel 10. Bă, deci punem tăblițele. Stai așa să vedem cât e. Tugui. Altele, astea că e la materiale undeva. Tăbliță 27,8. Hai să le punem la 27,888. 0 27,888 0. Toate cele de la 9 până acum primele două camere Aurora. O să fie cu 33 ca casetul. La bronzuri sau la tăblițe? Mă gândesc să cumpăr toate tăblițele, bă, de pe piață. Ia uite, 10,5 ca castacul. 14 ca castacul de fragmente pe Kirin. Ok. Stai să văd cât să stea. Demon. Că eu singur se cu 27. Păi o să-l cumpăr eu, cred că. Amintire demon 10 la 30 kk. Ok. 29998. 29998. 29998.
Așa că am găsit aici. Eu le vindeam la 15 ca asta cu pe Chirin. Argintiile sau tăblițele. Până 29. Opa, că ăsta am greșit prețul. 8 aici. Hai să pun și astea ce le mai am. 29, 9, 9, 9, 8. Hai să vedem și Rica, nu cu plus. Pe lina 15 caca, așa. Se cumpără. Se cumpără. Un shuriken cu plus 8 kk. 2 la 19 kk. Băgăm și noi este la 17,9. Și vreau să văd argintiile, ok, cât îți primele pe piață. Ok, argintii. 1 la 20 kk. 10 la 2 uani, ai de pușca mea, 10 la 2 uani. 2 uani, 2 uani, 2 voni. Ganule, dacă era la eventul cu Fredo la cu Kay Goblin. Pe ora făceam ca uani. Eu n-am jucat deloc la eventul ăsta, din păcate. Hai să vedem cât e auriu, ok. 8-8 kk. 8, 8, 8, 8, 8, 7. 8, 8, 8, 8, 8, 7. Astea le punem la 1 won, fibrele la 50 kk, flacăra la 2 won, astea la 50 kk am zis, ăsta la 1 won, colierul lacrimă 10 won, ăsta, colier de cupru plus 9, ia să vedem. Coliere de cupru. Pe ora la boss și cluie mi se specificau câte 20 cufere pe boss și la 35 ca 10 cufere. Mamă, pe te-ai blindat, mă. 2 1 gol, 2 1 50. 2 1 și 39. Dar a scăzut grav, doar grav. O scăzut grav, o scăzut. Hai să vedem cât îmi dă băiatul ăsta pe smeralzi. Hai să punem smarazii ăștia 15 ani pentru băiatul ăla dacă vrea să-i cumpere. Niște vopsele la 13 kkk. Un transferă bonus costum. Hai să vedem cât îți transferă bonus costum. 2 ani 88, am înțeles, o stricat ăștia iară piața. 2 ani 8, 8, 8, 8, 8, 7. 2 ani 8, 8, 8, 8, 8, 7. Câte valori în exact Kirin o să fie. Tocmai de aia o să-i aducă la noi. 13 kk. Să băgăm la 49 kk. Zelkovele. Ce preț au Zelkovele? Întrebarea e. Zelkov. La materiale. 8 Zelkove 17 kk. Hai să le băgăm astea la 17 și 6. Titanul ăsta 7 1, ăsta 8 8 8 8 8 7 și 10 însângerate. Iată. Transângerată 10 la 15 kk, 14,999. Verificăm prețurile tot timpul când punem shop offline. Așa, tăblițele, astea cuferele, 2 1, 2 1, 2 1, astea 80, flacăra e bine, ăsta e bine, 10, 2, 15, mai am și un rubin antic la vânzare și punem shop-ul. Nu mai revine, mulți ai renunțat că nu se merită Aurora. Bă, nu știu, când ai multe conturi, nu cred că merită să plătești acces pe toate, plus că trebuie să stai să faci battle pe sola, da. Bă, încă 7 abonați, facem pe mâine, zic că, nu? Ăsta e shop-ul, avem aici 1130 de tăblițe plus avem aici încă 20 pe shop, deci 1150 de tăblițe am avut în total. Le vindem, acum sunt la 2,7 kk bucata, vedem dacă ne gândim încă dacă să cumpărăm toate tăblițele de pe piață și poate, poate, cine știe, le cumpărăm și punem monopolul pe piață. Ok.